Și Măsur își aleg fetițele, cumva, viitorii soți, bărbați, parteneri de viață, în asemănare cu tatăl. Dacă băieții preiau de la tatăl, de la tată, cum să fie un bărbat adult, femeile, fetele, preiau de la, învață de la tată, cum să fie partenerul pe care îl vor avea atunci când vor fi adulte. Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. Prima relație de afectivă, prima relație de relaționare emoțională, cumva, a fetiței cu altcineva decât dânsa, adică cu alt gen, cumva, atunci când face deja diferența asta de gen, asta este tatăl ei. Modelul pe care ei îl prezintă în viața de zi cu zi va corespunde cu modelul pe care fetele îl vor alege ca și parteneri de viață la viața adultă. Fanteziile fetițelor niciodată nu sunt lipsite de fanteziile de la tata ca soț. Îl avea pe tata ca bărbat, cel care o protejează, cel care are grijă, cel care e emoțional, o înțelege, cel care îi satisface nevoile emoționale. Lucrul ăsta nu este un lucru ce poartă în el o chestie erotică, ceva mai degrabă, ceva amoros. Această idee se susține în continuare de teoria atașamentului, care spune clar că relațiile de iubire între părinți și modul în care se comportă părinții unul cu altul ne condiționează, să spunem așa, modul în care vom aborda relațiile în viitor. Dar, în marea majoritate a cazurilor, fetele caută în partenerul pe care îl vor avea cel puțin anumite trăsături sau caracteristici asemănătoare asemănătoare cu taților sau cu modul în care au relaționat cu tatăl lor în copilărie. Îmi vine să spun un citat care îl spunea Freud, că noi întâlnim sau legăm relații cu oamenii deja care există în inconștientul nostru și nici de cum cu oamenii care nu au nicio treabă cu identificările noastre. De ce? Cu siguranță, parțial, uneori mai puțin parțial, uneori mai mult, în viitorul soț fetiței, a fetei, o să se regăsească unele imagini ale tatălui. Cât de multe ori ne se întâmplă nouă, spre exemplu, da? Să vedem niște persoane cu care noi nu putem să interacționăm cu dânsul nici sub o formă, da? Și nu te faci nici de cum să legi relații cu omul ăsta. Da, lucrurile se foarte des întâmplă. Parcă e prost, parcă nici măcar nu e din mediul celălalt care faci parte tu și tu, hop, te îndrăgosești în dânsul. De unde putem să avem noi exemplificări, spre exemplu? De unde poate să existe în mintea noastră ceva și poate să ne fac să ne legi pe noi de alți oameni dacă asta nu a existat în noi? Deci atunci unele persoane care au trăit într-o relație abuzivă la vârsta lor deja matură și aleg cumva parteneri la fel care sunt abuzivi și cu siguranță în mintea lor conștientă ei nu vor lucrul ăsta și ei nici măcar nu și-l doresc, dar că dintr-o relație în alta el își regăsește acel abuzator. Nu, aici nu este vorba despre o dorință. Este vorba despre acel gol, despre cele lacune în interiorul lui care l-a lăsat acea violență în copilărie. Și atunci, eu ca și tată, mi-aș dori foarte mult să reflectez un pic la ceea ce eu transmit, la ce valori transmit, la ce comportamente transmit, la ce atitudini transmit sau cum manifest iubirea, pentru că asta va influența, într-un final, bunăstarea copilului meu la viața adultă. Având în vedere că fetele învață de la tați cum să fie iubite, pentru tați, acesta este un aspect foarte important să analizeze și să reflecteze un pic la ce fel de model le oferă fetelor lor.